și bine ai venit pe canalul meu. Astăzi am plăcerea să vă povestesc despre recuperarea mea postnatală. Prima lună, ca să zic așa, a fost cea mai grea. Pentru că nașterea a fost una naturală, copilul fiind mare, având nevoie de forceps, am suferit o ruptură și mi s-a făcut episiotomie. Ca o descriere scurtă a cum mă simțeam pe atunci, nu puteam să stau înșezut sub nicio formă, respectiv mâncam din picioare, alăptam în pat pe o parte, când călătoream cu mașina aveam tot timpul un picior sub mine, în așa fel încât să nu pun prea multă presiune pe fund. La toaletă făceam puțin, mă ridicam, făceam puțin, mă ridicam și tot așa. Cred că am avut puțină infecție. La control de la 6 săptămâni am fost verificată acolo jos și medicul a crezut că e posibil să am infecție. În fine, mi-a luat secreții ca să o duc la laborator. Între timp am fost pe un curs de antibiotice. Cred că asta a fost bine, pentru că nu am mai avut abundența aia de secreții care ar fi putut să fie infecție din punctul meu de vedere. Da, cele 40 de zile de lăuzie consider că sunt, aș putea zice, perfecte, dar pentru mine au fost necesare mai multe zile. Este foarte important din punctul meu de vedere să ții de ele pe cât posibil. Și da, cam în 2 luni pot să zic că m-am recuperat acolo jos, adică după 2 luni am fost capabilă să stau înșezut fără să duc de grijă. Recunosc că încă mai am sensibilitate. Nu e o durere, e doar un disconfort. Simt cum ar fi locul ăla, dar mai mult unde m-am rupt, nu unde mi s-a făcut episiotomia. Episiotomia s-a vindecat foarte frumos, n-am avut absolut nicio problemă. Ce aș mai putea să mai zic despre asta? Că abia după 2 luni am reușit să încep viața sexuală, dar și nu a fost atât de complicat precum îmi închipuiam, respectiv din ce am ascultat povești și așa, că doare, că bla bla bla, că tra-la-la, dar nu este chiar atât de grav. Cel mai important este să fii pregătită, în primul rând fizic, adică să lași timp să te vindeci și pe cât posibil să te verifici dacă te-ai vindecat. Adică eu mă priveam acolo să văd cam cum arat și așa, și în felul ăsta am prins curaj să merg mai departe. Psihic la fel, pentru că nu este, aș putea zice că e aproape ca prima oară, teama și disconfortul, dar acum depinde de fiecare. Și e foarte important ca în toată perioada în care nu se întâmplă nimic să mențineți o relație cât mai apropiată, în care să vă iubiți, să vă alintați, să vă dezmierdați, să zic așa, ca atunci când vine momentul să fie, să ai sentimentul de siguranță și să fii cât mai relaxată posibil. Exercițiile Kegel sunt foarte importante, respectiv contractarea și relaxarea mușchilor pelvieni. Sunt folositoare atât pentru faptul că ajută să nu ai scurgeri, respectiv de urină, cât și pentru a ajuta să se susțină mai bine uterul, pentru că el fiind foarte mare a lăsat greutate pe mușchi și s-au lăsat, și e important să îi lucrezi ca să se tonifieze și să susțină mai bine tot ce trebuie pe acolo. Mie mi s-a recomandat, sau probabil asta este recomandarea universală, de cel puțin 12 ori pe zi, câte 10 exerciții pe tură, ca să zic așa, adică 120 de contractări și relaxări pe zi.
pe cât posibil, poate chiar și mai mult, depinde de fiecare. Este puțin complicat la început, cel puțin așa a fost pentru mine, pentru că mi-era frică să încordez locul ăla. Dar fizioterapeuta care m-a instruit mi-a propus să încerc mai întâi cu partea din spate, respectiv să-mi încordez mușchii care susțin rectul, și apoi ușor, ușor să încerc să mă concentrez pe partea din față. Multe persoane recomandă să faci exercițiile astea când faci pipi, dar nu este bine, pentru că vezica trebuie neapărat să se golească, și dacă te contract și te relaxezi în timp ce faci pipi, posibil să nu golești vezica urinară și atunci pot apărea complicații. Deci e bine să o faci după ce ai făcut pipi și ești oarecum ok. Încercam să fac o dată cu alăptarea, respectiv când îi dădeam sân băiatului, încercam să fac exercițiile. Cu ocazia asta ai un pattern sau un program ca să nu uit. Tocmai ce mi-am amintit, că fizioterapeuta, ca să mă ajute să înțeleg cum se fac exercițiile, îmi explica că trebuie să-mi imaginez că cu locul respectiv mănânc spaghete, respectiv fac așa, că de asta imaginea respectivă. Exercițiile pot fi făcute din orice poziție, stând în picioare, înșezut, poți să încerci chiar și mergând, dar e mai complicat. La capitolul greutate am luat în sarcină 20 de kilograme, am pornit de la 63, ceea ce nu era o greutate prea bună pentru înălțimea și vârsta mea, dar nu era nicio greutate foarte rea. Deci am ajuns la 83 de kilograme. După ce am născut, am rămas cu 75 de kilograme, aproape, da, 75, da, cam așa. Și acum am 73 de kilograme. Grăsimea este tot acolo, nu pot să mint. Mi s-a lăsat pielea, bineînțeles. Cred că nu este grăsime cât este piele. În timpul sarcinii am făcut vergeturi care s-au mai diminuat în culoare cu timpul, adică acum sunt puțin mai de culoarea pielii, ca să zic așa. Pentru mușchii abdominali care s-au lăsat absolut de tot, în primul rând am verificat să văd dacă nu cumva sunt despărțiți. Am uitat cum îi spune la condiția aia, dar ideea e că între mușchii abdominali sunt două perechi, e o pereche de mușchi de o parte și de alta a buricului, și nu are voie să fie o distanță mai mare de două degete. Înainte să începi să faci exerciții pentru întărirea mușchilor abdominale, este foarte bine să verifici dacă mușchii s-au apropiat îndeajuns, pentru că există posibilitatea, făcând exerciții, să-i distanțezi și mai mult. Consider că exercițiile sunt foarte bune, dar doar atunci când te simți pregătită. Respectiv, eu am început acum o lună, să zic așa, adică după 3 luni de la naștere, și pot să zic că mă simt mult mai bine și au dat randament, respectiv burta parcă nu mai e atât de lăsată și blegită cum era înainte. Și caut pe cât posibil să îmi încordez mușchii abdominali pe parcursul zilei, chiar dacă nu fac exerciții, pentru că nu am timp tot timpul să fac exerciții. Și mergând încerc să-mi suc burta, sau stând în pat, sau nu știu, stând cu băiatul în brațe, cu toate că asta este puțin mai greu. Tot timpul trebuie să țin cont să-mi îndrept spatele, pentru că burta fiind foarte mare mi-a tras coloana mai în față și este important să-i regăsesc poziția inițială. Din cauza asta, din cauza poziției din timpul sarcinii, am dureri lombare, dar făcând exerciții îmi trec.
sunt câteva tutoriale bune pe internet despre exercițiile postnatale. Am încercat să folosesc o burtieră în prima lună, dar nu mă simțeam bine. Simțeam că pune prea multă presiune pe burtă și mușchii pelvie nefiind întăriți, aveam impresia că se scurg mațele pe acolo, pe jos. Așa că am renunțat. Din ceea ce am mai citit, se recomandă să te legi sau să porți burtieră, dar totul trebuie să fie în limita bunului simț, ca să zic așa, să nu fie foarte strânse, pentru că mușchii nu mai funcționează și mai mult decât să faci bine, faci rău. Acum mai port chilozinea cu talie înaltă, care strâng puțin burta, dar doar cum ar fi la nevoie. Spre exemplu, o singură dată i-am purtat și când fac exerciții, pentru că fiind burta lăsată mă deranjează când fac exerciții, dar cam atât. Nu o folosesc, nu folosesc nici burtiere și nici chiloția prea mult. Cel mai important mi se pare să faci exerciții. Da, altceva, abia după 4 luni sunt la zi cu menstruația, ceea ce este bine. Mi-a fost puțin teamă că întârzie cam mult, ca să zic așa, dar se spune că până la un an există posibilitatea să nu vină și nu ar fi nicio problemă. Dacă depășește un an de la naștere, atunci e bine să te duci la un control să vezi dacă nu cumva există vreo problemă. În legătură cu menstruația, nu am avut dureri, nu am avut absolut niciun disconfort, pur și simplu m-am trezit că mi-a venit. Cu toate că înainte să nasc, aveam dureri cu o zi înainte și erau perioade când aveam dureri crunte, respectiv nu aveam curaj să plec de acasă din cauza durerilor. Acum, spre surprinderea mea, totul a fost ok. În legătură cu asta, pentru că probabil și-au revenit hormonii, am libidoul mai crescut. Și cred că ăsta a fost primul semn că urmează să-mi vină. Nu are nicio... ca să zic așa, nu este nicio diferență dintre menstruația pe care o aveam cu menstruația pe care o am. De altfel, nu prea am coșuri, dar scalpul îmi este foarte, foarte, foarte uscat și am foarte, foarte multe coji. Am folosit un șampon special pentru a-mi curăța cojile. A funcționat pentru o săptămână, după care nu a mai funcționat când am schimbat șamponul, pentru că era un șampon tratament. Probabil o să aștept să termin cu alăptatul ca să merg la un dermatolog. Din câte am înțeles, sunt niște pastile care sunt foarte bune pentru mătreață și care funcționează foarte bine. E posibil ca mătreața să fie pe bază hormonală, habar n-am. Cert este că este foarte neplăcut. Și ce altceva aș mai putea adăuga? A fost greu, într-adevăr a fost greu la început, a fost o recuperare destul de grea pentru mine, cel puțin. Dar acum sunt foarte bine și sunt foarte mulțumită. Și în momentele în care ești mai puțin fericită din cauza nemulțumirilor pe care le ai cu corpul tău, cu stările tale emoționale, pentru că astea sunt iarăși la ordinea zilei, tot hormonii sunt de vină. Gândește-te că va veni o zi în care te vei simți foarte bine și că totul va reveni la normal și chiar dacă corpul tău te-a cam dezamăgit din cauza că nu vrea să-și dea jos greutatea în plus sau că vergeturile sunt foarte vizibile sau că, eu știu, nu știu, că acolo jos nu mai arăți cum ai arătat și că nu te mai simți la fel, gândește-te că sufletul de lângă tine are valoare mai mare decât tot ceea ce ai pierdut. Pe mine asta mă încurajează mult.
mă gândesc că toată frumusețea mea și toată bunăstarea mea s-a transmis copilului meu și, sinceră să fiu, decât să fie el bolnav, mai degrabă aș avea eu vegetuși pe ochi. Sper că dacă treci prin perioada de recuperare să te ajute videoclipul, să te încurajeze, iar dacă urmează să treci prin asta, fii pregătită, ai răbdare și totul va fi bine. Mulțumesc pentru vizualizări!